Dacă noi zic că-i cu picamerul pe creier, meu. Bună dimineața, Jonuțule! Suntem alături de Edi, Zae, Tatuz, obiectiv vorbind, singurul artist adevărat tatuator care a pus vreodată acul pe pielea mea, Jonuțule. Am venit cu o mică chestiuță de la 18 ani la el de corectat, dar pe aia nu o luăm în calcul, era o chestie așa. Dar după cum bine știți, v-am spus așa, nu sunt neapărat un promotor al tatuajelor, dar cele mai importante momente din viața mea mi le-am tatuat discret pe corp, pentru că așa m-au obligat oarecum și contractele, știți, din vlogurile trecute. Așa că am rămas la acest obicei frumos de a marca momentele pe piele și m-am întors tot la Edi pentru că de-a lungul anilor, deși de atunci era bun, îi spuneam lui Cori în mașină, munca lui a progresat fabulos și acum este senzațional. Nici nu știam când i-am scris, zic, bă, l-oi forța pe om, cum o fi cu programările, dar am reușit și am găsit un loc. Pentru asta îi mulțumesc din suflet. Astăzi, 9 februarie, al treilea tatuaj din viața mea, obiectiv vorbind, 18 ani, putere și credință, scris Haos, tradus pe Google. După aceea cercul ăsta celtic care simbolizează el bunăstarea și prosperitatea când am intrat în pariu cu viața / Lala Ben, Jonuțule. Iar astăzi marcăm 4 ani de YouTube și 2 milioane de subscribers, Jonuțule. Moment care pentru mine este foarte, foarte important și vreau să-l am pe piele și în inimă toată viața mea. Așa că, ia uite-l, mă. Gata, tati. Da, o să fii și tu. Normal că este și cheluțul prezent la tatuaj atât timp cât portretul lui va fi acolo. Mare și forțos și frumos, tati. O să dăm drumul la ședință. Avem vreo 4-5 ore de muncă, am înțeles astăzi, Jonuțule. O să stau cu mințel acolo. Nu-i problema de durere la mine, dar nici nu cred că se pune problema de așa ceva. Astăzi suntem aici să marcăm un moment senzațional. Revenim. Căs, Jonuțule, suntem la Zaed în salon și nu vrem să facem foarte mare gălăgie pentru că în partea aia se întâmplă tatuaje, n-ar fi frumos să venim acum. Sară oamenii de pe scaune, Jonuțule. După ce am stabilit mărimea, aici o să vină el, Jonuțule. Căs, bine, cum trebuie, nu așa cum l-am pus eu. Asta este de fapt așa. O să arate. Asta este mărimea la care îl vrem, Jonuțule. Acum Edi s-a apucat să-i facă un fel de contur, cred eu, și nu vrem să deranjăm. Înțeleg că timp de o oră putem să ne facem nevăzuți, cum s-ar spune. Și atunci mergem să ne mai exteriorizăm la o mâncărică, fiindcă aici vis-a-vis este un restaurant, după care ne vom întoarce și ne apucăm de muncă. Cam 4 ore astăzi am înțeles că ar fi, dar eu sunt dispus la oricâte ore ar fi nevoie, doar să ne iasă tatuajul cum trebuie. Am niște emoții colosale. Jonuțule, e momentul ăla mare. Lipim schița. Deci punem pe cheluțul cât mai pe ăsta. Ăla. Jonule, vă vine să credeți sau nu, avem schița lipită pe picior. Doamne, cât îmi place. Doamne, cât de frumos se așează, Jonuțule. Acum am înțeles de la Zaed că o să lăsăm 10 minute să se usuce, după care începem bătaia și la propriu și la figura, Jonuțule. Revenim cu update-uri și cu un timelapse de toată frumusețea. Hăți, Jonuțule, suntem după prima pauză de o oră și ceva. Am dormit ca un puișor pentru că Zaed are cea mai ușoară mână din lume, Jonuțule. El știe acolo ce face, lăsăm să muncească liniște pentru că este maestru maestrilor. Avem și un soi de timelapse filmat să vedem dacă ne-a ieșit, dacă nu încercăm și un timelapse cu filmare normală, Jonuțule, și lăsăm pe Edi să-și facă treaba așa cum știe cel mai bine. Abia aștept să văd să vină, de fapt, abia aștept să vină 18 februarie și să văd finalului, Jonuțule. Nu doare așa tare, uitasem cum e, vă dați seama, de acum 10 ani, fraților, au trecut 10 ani, o decadă de când nu m-am mai tatuat. Sper să mai prind o oricică de somn așa, dacă mă aștept, doamne, doamne, deși vă simt ca odihnit, dar revenim cu detalii. Mama, acum cred că încep să înțeleg de ce s-a strâmpat Zaed la față când i-am spus eu că vreau atâta culoare în tatuajul ăsta, bă, băiatule. Dacă nu-i zic că-i cu picamerul pe creierul meu, doamne, Dumnezeule. Înțeleg că ședința de astăzi este dedicată culorilor, iar ședința următoare de completat cu tot negru. Băi, băiatule. Să scăpăm de culoarea asta, ora. Să scăpăm de culoarea asta, că m-a trecut pe în toate stările din lume. Revenim. One eternity later. Hăți, Jonuțule, cu pregătire psihică înainte de a doua ședință de tatuaj. Este 18 februarie și mai avem mai puțin de 24 de ore până când împlinim 4 ani de YouTube și 2 milioane de subscribers, Jonuțule. Din câte știu eu, astăzi nu o să mai fie cu durere atât de mare, pentru că suntem numai pe bătut negru, non-culoarea negru. Tatăl nostru Zaed și-a pregătit acolo toată artileria. Vreau să vă menționez un lucru. Îmi povestea Edi când am ajuns că este la un fasting, că îmi explica de ce nu poate să bea o cafea cu zahăr. Și am zic, păi și de câte ore faci? De 16 sau de 18 ore? Și zice că nu, zice forever, like. Zic, cum adică fasting forever, cu ghilimele, evident? Și că bă, păi se numește water fasting și câteva zile cât rezist beau numai apă sau am voie cafea neagră, fără zahăr, fără nimic în ea. Și zic, wow, dar el, l-am văzut că el e fit. Zic, de ce faci asta, că nu e neapărat pentru slăbit?
aici. Mi-a zis, bă, nu, pentru regenerarea cui? Celulelor neuroni. Eu auzi, băiatul meu, deci vezi că s-ar putea să mă pregătesc să fac și eu asta într-o zi. Mi se pare un detox mega șmecher. Sunt absolut sigur că nu e deloc ușor de ținut, dar îmi amintesc atunci când eram mici și mergeam și noi la spovedanie și la împărtășanie înainte de Paște, cum făceam când eram mici. Repet, aveam câteva zile de post negru, Gionuțule, și tot așa era, cu aqua chiores. În fine, închidem paranteza cu fasting-ul, Gionuțule, și revenim la tatuajul nostru. Vă spuneam în partea de episod filmată data trecută că o să încercăm un fel de timelapse cu camera, care n-a ieșit, a fost un mare fail. Am uitat să iau și trepiedul pentru telefon ca să facem timelapse-ul de data asta. Așa că nu o să avem probabil un timelapse, dar oricum el nu spune mari lucruri, Gionuțule. Mai mult de atât, pe drum ne-a venit o idee senzațională, pentru că vorbim despre împlinirea a 4 ani de YouTube, Gionuțule. Astăzi, în timp ce Zaed o să mă chinuie iarăși cu acele lui nebune, noi o să facem cel mai tare react, Gionuțule. Astăzi reacționez, în timp ce mă tatuez, la primul vlog pe care l-am postat pe 19 februarie, acum 4 ani de zile, Gionuțule. O dobitocenie de vlog, de altfel, dar cred că asta va face react-ul și mai frumos. Încă o dată, 4 ani de YouTube, 2 milioane de subscribers, revenim. Păi, Gionuțule, tovarășul Edi bate de zor acolo, mai avem puțin și oricum negrul este mult mai suportabil decât culoarea, Gionuțule. Abia aștept să-l văd gata, iar între timp dăm drumul la react-ul cel senzațional. Fiți pregătiți. Păi, Gionuțule, în primul rând, primul lucru care mă frapează la acest prim vlog este faptul că avea 24 de minute de nimic, Gionuțule. Adică noi atunci am plecat să filmăm like aproape nimic. Nici nu mai știu ce am filmat în el. Hai să-i vedem. Nu cred, mă, eram la ședință foto, mă. Uite-te și tu ce marșocărel. Acum facem o poză cu un telefon în 3 secunde, Gionuțule. Eu făceam ședință foto în sală. Vă dați seama cât deranjam lumea pe acolo. Ia, stai să dăm mai încet ca să se audă fratele bine. Vă, ce tânăr arătam, bă, băiatule. Vai, nu cred, X5-ul vechi. Uite-te ce volan, Cori. Uite-te ce volan, nu-mi vine să cred. Bă, ăsta e X5-ul meu, mă. Doamne, așa urât era, bă, săracul de el. Să nu-i fac eu un volan frumos, să nu-i pun un ceas digital. Uitați-vă câte cadre cu muzică. Vai, drag, arătam și cum îmi fac freza. Bine, astea le-am arătat și mai prezent, așa. Dar în rest, ce să zic, uite și tatuajul bătut de Zaed, Gionuțule, că dacă toți suntem aici, uite cum le leagă Dumnezeu frumos. Mamă, ce păr lung aveam, bă, băiatule, bă. Scrolluim. Ia uite, bă, aveam șuvițe, bă. Uite-te, bă, la șuvițe, bă. Ia să-mi fac șuvițe din nou, mă. Ia scrieți la comentarii, îmi fac șuvițe din nou cu ocazia împlinirii a 4 ani de YouTube. Că sincer vă spun, stai să dau un pic de pauză. Uitați-vă, Gionule, cât păr alb a apărut aici. Să înțepenească Jaxana, dacă nu. Doar 32 de primăveri, iar treaba este jalnică. Mergem mai departe cu react-ul. Bă, ce emoționat sunt. Uite și tu, timelapse de la volan. Timelapse când călcam armele astea. Când călcam armele, când călcam hainele. Păi dacă stau să mă gândesc bine, tot vlogul e un timelapse. Așa, hai, timelapse mai departe. Vai, nu cred. Ăsta e momentul în care ne-am dus să cumpărăm ringlă. A, trepied, adică ce, camera o aveam deja sau eram pe telefon? Nu, Gionuțule, n-aveam cameră, pentru că, da, camera am luat-o mai încolo. Aici căutam trepied de telefon pentru că filmam cu telefonul. Incredibil, uitați-vă, fraților, toată lumea fără măști. Wow, mi se pare că n-am trăit niciodată chestia asta. Mergem mai departe. Caterinca la magazin. Cât, nu, un vlog întreg? Mamă, bosule, cât am stat la magazin, câteva minute bune. Ok, ia uite, mă, ce făceam aici? Uite-te și tu, mă, ce avem în cap. Bine, e ca și cum acum am mai multe în cap, dar sunt mai calculate un pic. Așa, și am reușit și noi să luăm un trepied într-un final în aceste 10 minute de vlog, Gionuțule. Ce înseamnă să fii începător? Nu te gândești la economisirea timpului, Gionuțule. Mergem mai departe. A, aici intrasem într-un magazin, Gionuțule, iar noi am fost atât de inteligenți încât i-am pus numele în titlu, dar l-am scris invers. Catch my drift. Așa, mergem mai departe. Magazin. În continuare, magazin. Păi de asta are, mă, 24 de minute vlogul ăsta, ești nebun. Așa, aici îmi amintesc că am fost îmi băgam capul pe la vitrină pe acolo, că știu că ăsta a fost și thumbnail-ul. În continuare, fără măști. Uite, bă, ce slab eram la față, tu vezi? A, nu, mă, n-aveam barba, mă. Ai înțeles? De asta eram eu așa tinerețe fără bătrânețe. Aici mi-am băgat puțin capul în mâncare. Avea fratele tău, ia fiți atenți, uitați-vă aici. Avea fratele, stai ușor să te uiți, că-s Gionule. Hai, mă, oprește-te. Uite cum avea fratele tău un Michael Kors care era ca și cum jumate Rolex, ai înțeles? De atunci, de mic, ținteam unde trebuia, dar mai aveam de muncit un pic. Așa. Aici mâncam, timelapse când mâncam. A, aici am făcut o poză pe motocicletă, mi-amintesc clar. Deci eram la fel de nebun și atunci. Dar mi se pare că eram mult mai slab, nu știu de ce, poate și de la haine. Bă, suntem abia la jumatea vlogului și, like, what happened, e întrebarea. Orice început e greu, fraților. Orice început e greu. Poze. A, deci noi în continuare eram cu ședința foto, înțeleg că asta era main theme a vlogului, înțelegeți? Aici pe vremea când, de fapt, nu că s-ar fi schimbat vremurile, ne-au dat afară din magazin, ca de obicei. Bă, știi ce mi-amintesc? Nu știu dacă de mult sau nu, dar eu în piscina asta m-am spălat pe cap într-un challenge, este? Dacă vă amintiți vlogul, scrieți-ne la comentarii titlul, că vreau să-l văd, Gionule. Așa, surfăm, că deja devine poveste fără sens. Pozica frumos cu oamenii ca de obicei, fratele educat dintotdeauna și iubitor de susținători. Poze și am plecat acasă. Ah, ok, cred că ne permiteam
să punem că probabil retrăgeam claim-ul, e totuși piesa mea, dar acum nu mai facem nici măcar din astea, că e prea complicat, Jonuțule. Și ce mi se pare șmecher este că în toți anii ăștia, YouTube și-a schimbat regulamentele de 15.000 de ori, Jonuțule, și au devenit de 15.000 de ori mai stricte. Gata, mai scrolluim un pic să vedem ce s-a mai putut întâmpla, încă un drum de 5 ore, uite mă ce frumos, era aici cenciul meu pe exterior, mâncă la tata. Știi cum e? Pe din afară vopsit gardul, înăuntru leopardul, Volănescu ăla. Deci, Jonuțule, aici am întâlnire cu fanii, îmi amintesc clar, eram la Ploiești, dacă nu mă înșel, și cam asta cred că e tot, nu? Păi, Jonuțule, niște autografesc cu ea să vedem dacă... N-aveam outro, bă, băiatule. Bă, voi vă dați seama că eu n-aveam nici intro, nici outro în primul vlog pe care l-am făcut pe YouTube. Deci mi se pare atât de cool să mă uit înapoi și vorbeam cu Cuza de la Noaptea Târziu acum pe telefon și îmi spunea, bă, îmi aminteam că îmi spusese cineva că o să-ți iei cameră să te apuci de vlog și ziceam, ce cool, bravo, super. Și acum când mă uit înapoi nici nu mai amintesc când se întâmpla asta, fraților. Și au trecut doar 4 ani de zile. Hai să vedem câte vizualizări are. Mai bun că nu stăm rău. 551.000. Cum sună, 3 years ago. Și fiți atenți că mâine o să scrie aici 4 years ago. Chiar vreau să intrăm să ne uităm mâine, Jonuțule. Lăsăm pe Zaed în continuare să-și facă treaba. Lucrurile decurg extraordinar, iar la sfârșitul acestui vlog o să avem așa niște cadre de alea cinematice cu muzichie, ale tatuajului și ale produsului finit. Hăți, Jonuțule, hăți, Cheluțu în acțiune, aproape, aproape gata, intrăm pe detalii și ce credeți, Jonuțule, de unde mă tripam eu și mă panicam că n-o să fie timp? Și ai bă, tată, e 5 și 10, suntem în mega timp, nu că în timp, mai are de făcut o luniță pe-n spatele palmierilor, niște decor și cam aia e omul nostru, the best. Hăți, Jonuțule, uitați de ce v-am spus eu că Zaed este unul dintre cei mai buni din țară, Jonuțule, ca să nu fiu arogant și îi spun direct cel mai bun, dar n-aș vrea să-i supăr colegi care sunt tot aici la el în salon, Jonuțule. Cam atât de șmecher arată tatuajul meu. Deci nu știu dacă simte energia, că saluturile și pumnii pe care i-am bătut până acum sunt chestii pe care le facem și când ne întâlnim. Însă energia pe care eu încerc să o transmit lui este colosală, Jonuțule, pentru că sunt nu fericit, nu încântat. I am shaking like a motherfucker, ca să nu spunem chestia iurea pe YouTube, Jonuțule. Vă pup și vă mulțumesc și vă iubesc și chestia asta este și pentru voi, așa cum este și pentru mine, Jonuțule, pentru că avem 4 ani de existență și suntem aproape. Hai, de atâta ne mai trebuie. Cred că 2-3 săptămâni să fim 2 milioane de oameni în comunitatea asta frumoasă, nebună, dar în același timp atentă la tot ceea ce înseamnă viitor, clădire de viitor, muncă, inteligență, chiar dacă mascată de multe ori cu măscăreală, Jonuțule, și de ce nu seriozitate, disciplină și consecvență, Jonuțule. O să mai băgăm niște cadre din tatuaj, acum facem niște poze pentru Instagram, Jonuțule, după care închidem vlogul ăsta atât de frumos pe care voi o să-l vedeți mâine dimineață, 19 februarie, exact de ziua YouTube-ului nostru, am să-i spun astăzi, Jonuțule. Facem pozele și revenim cu outro. Boom! Jonuțule, nu mă mai pot opri să-l admir, Jonuțule, este genial și ce este cel mai cool este faptul că e un moment, mă, e o chestie care se întâmplă în viața mea extraordinară, o chestie care mă face să mă apropii și mai mult de voi, pielea de găină e la locul ei, Jonuțule, mă bucur că am făcut chestia asta, vă pup, vă iubesc din suflet și sper să ne vedem aici și peste 5 și peste 6 ani când vom împlini 10 ani de YouTube și Doamne ajută cine știe câte milioane de subscriberi, Jonuțule. Până una alta, nu uitați să subscribe-uri, ia să prindeți coțopelul pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cele mai nebune idei, Jonuțule, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să-ți follow pe Instagram, CoriLV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro pentru că am dat drumul hățișoarelor, Jonuțule, și mai mult de atât, venim cu super surprize și rebranding a la 2021. Să aveți o zi, o cafeluță și un început de weekend mirobolante. LMA. Hățaaa.